cât să nu se vadă că ne-am machiat, dar totuși să existe ceva. Cumva se poartă machiajul luminos, dar trebuie să știm cum facem treaba asta, pentru că de multe ori folosim prea mult iluminator și arată rău dacă facem poze. Sunt câteva trucuri pe care ar trebui să le luăm în considerare. Dana Petrina știe toate trucurile despre acest tip de machiaj și nu numai, pentru că întotdeauna ne dă idei. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața, bine ați venit! Bine v-am găsit! Machiaj luminos sau machiajul în tendințe din 2024, că se poartă vara asta. Da, se poartă într-adevăr și machiajul bronzii se poartă foarte, foarte mult și cum mulți dintre noi, multe dintre noi ne petrecem vara la mare și suntem deja bronzate. Și suntem deja bronzate. Unii din aprilie, martie, aprilie ceva. Mai norocoși. Mai din curte, mai de unde fi? Trebuie să... Ideea este că multe dintre noi înțelegem machiajul acesta bronzii sau cel glowy. Luminos, așa, îl înțelegem cu iluminator. Cu iluminator sau multe dintre noi îl înțelegem cu lichid, cu farduri lichide, da? Sau cremoase. Și nu. Ceea ce... Păi n-avem cum și căldura, și umiditatea, și farduri cremoase. Vrei să zic ceva? Și eu mă gândeam la fel, că trebuie atunci când e ceva de glow, să pun doar cele cremoase pe care le am. Deci așa nu? Este. Putem să facem lucrul ăsta, dacă avem părul prins. Dacă nu stăm în căldură, excesiv. Exact, dacă nu folosim mascara, dacă nu folosim chestii care... Și atunci, și dacă avem un ten perfect care are nevoie doar de puțină luminozitate și de foarte puțină hidratare, atunci putem să facem asta. Dar dacă vrem machiaj, noi trebuie să facem un machiaj mat, după care să venim cu punctele de luminozitate și să dea impresia că totuși este un machiaj făcut din farduri cremoase. Și atunci și ce cum facem asta, că Dan? Spuneai tu despre iluminator, într-adevăr poate să fie prea mult, dar cel mai des greșeala este că se aplică în locurile în care nu trebuie. Ah, bun, perfect. Și învățăm asta azi? Exact, te rog. Astăzi învățăm asta. Super. Care sunt locurile în care să nu punem zi mai întâi? Sau hai avem să vedem alea pe care punem. Exact. Exact. Pune, are machiajul mat, da? Bine, deci avem, e și frumoasă. Este superbă. Da, avem machiajul mat, după care venim cu iluminator fix pe punctul cel mai înalt al pometelui. Aici sus? Exact. Adică nu aici? Deci nu. Pometele sus. Oh. Da? Să rămână și, ca și punct nici de reper, avem osatura. Încearcă să ne ignore, da? Pe osatură. Pe osatură. Nu sunteți aici. Nu sunt. Vă ignor. Bună dimineața! Bună dimineața, da. Nu vă ignor. Ce faci? Bine, voi ce faceți? Bine. Noi bine. După care au venit să învețe despre machiajul ăsta bronzing. Eu le numesc așa cornițe. Pe punctele acestea, cele mai înalte ale frunții. Practic când întorci, exact, dar sunt doar două. Când întorci, machiajul lucește, dar în rest toată fruntea este mată. Oh, ce fain ai făcut, Dana. Cum? Ai pus doar stânga și dreapta, nu? Exact, și difuzat foarte frumos. După N-am care, făcut, în punctul... După care, în punctul cel mai înalt al arcadei, da? Sub sprânceană. Aici? Deci nu ne punem de asta în prostie pe toată fața. Nu. Ok. Mie nu-mi place să aplic pe vârful nasului niciodată, că lungimii îi dăm volum. Și atunci ce facem? Punem fix... Aici? Pe punte, exact aici. Noi avem nevoie doar de luminozitate, la fel, pe arcul lui Cupidon. Da, aici. După care puțin, foarte puțin pe bărbie. Dar foarte puțin. Cu ce se dau fetele foarte mult? Cred că cu iluminator, nu? Că atunci când fac o poză cu blițul, zici că le ia foc fața. Exact. Da. Foarte mult iluminator și nuanța aleasă greșită. Ăla n-arată așa face-to-face, nu. Dar cu un bliț s-a terminat. Uneori arată și face-to-face. Da? Albe, așa, pe aici. Da. Dar unde să nu dai cu de astea care lucesc pe față, încât să nu pară că s-a transpirat acum fiind vară? Păi uite, să nu dai pe frunte, exact, să nu dai punctele exact astea, punctele astea, pe zona T nu trebuie să dai. Zona T? Pe zona T nu, zona T trebuie întotdeauna, și bărbia inclusiv, trebuie să fie întotdeauna mate. Le evităm. Dar eu am făcut cursuri la tine, deci cum? N-ai luat diploma degeaba. Serios? Da. Ce anume? Ce? Nu voi n-ați văzut diploma. Da. Mi-a arătat-o, dar cred că e fake. Dana, serios? Eu cred că e fake. Uite, a fost... Eu le-am făcut la distanță. Exact, a fost asistentul meu într-o... Ai uitat când a făcut tot machiajul el? Și atunci eu l-am recompensat, i-am adus diploma. Pe mine nu știu ce v-am zis, că eu am făcut cursuri de manicură, pedicură, coafură, frizerie. Da, asta e una, și mie unghiile mâine. Nu te uita așa la mine, că te tumbros. Îți fac și unghiile frenci. Am un colț la unghia. Îți dai seama că chiar toată lumea ajunge prezentator. Bă, dar chiar așa nu e, chiar ne ia de pe stradă. Bună. Dacă te cheamă cineva la o nuntă... Cum ești pe Instagram?
că aseară, de exemplu, ai fi avut program, că a venit băiatul ăsta singur, sărac. Bă, ce mă bagi pe mine tot timpul, frate? Dar cum, dar pe cine, că nu te plângi? Și la concert, când ai cântat asta, n-a fost singură. Ia lăsați-mi, primul lucru pe care l-a zis Florin la concert, a zis, aplaude fetele singure, Sanchi, să vadă și el cine-i pe acolo singur. Vezi, chiar am făcut-o. Îți place Porsche-le? Mai tare decât BMW. Așa, și pentru ca machiajul pentru ca machiajul să fie cât mai uniform, da, avem o pudră iluminatoare. Aș, și venim lumea, cu ea și pe piept. Da. Exact, da. Dar nu doar cu pudra iluminatoare, ci și cu bronzerul dăm pe zona asta de clavicul, astfel încât să avem aceeași cromatică. Să arate bine. Exact, și mie îmi place să aplic și puțin blush pe... Tot aici, în zona asta? Exact, tot. Dana, trebuie să ținem cont și de hainele pe care le avem pe noi în funcție de nuanțele pe care le folosim atunci când ne machiem. Băi, lasă! Mai de mine, Doamne! Da. Sigur. Nu stai acolo, că să nu le asortăm în ideea în care dacă suntem îmbrăcați, dacă purtăm roșu, să ne punem, nu știu, roșu sau verde cu verde. Trebuie mergem să pe culori complementare. Evident, ne uităm pe paletar și vedem exact ce se potrivește. E foarte simplu. Complementary colors, așa se numește. O predicție, vă rog, spre final acum, că nu mai avem timp deloc. Ce? Care crezi că va fi culoarea anului pentru la anul? 2025? A, greu de spus. Cam pe unde crezi că suntem? Dacă anul ăsta a fost cu Peach Fuse ăsta? Blej. Dar ce? S-ar putea să fie ceva mai îndrăzneț, pentru că totdeauna într-un an este îndrăzneț, da? Într-un an mai potolit. Păi da, dar anul trecut a fost Ciclamul. Exact, să fie verde fosforescent, că aveam niște Adidas și neon. Mă duceam la discotecă să făceau mov. Erau murdari. Camele unici. Mulțumim. Din suflet, Dana. Cu drag. Deci machiajul bronzii nu o să iasă nici anul acesta din tendințe. Vara asta ne machiem simplu, natural, dar să arate bine, astfel încât să nu avem niciodată tenul încărcat și să pară că ne-am străduit o viață. De principiu, mai woke up like this. De aia nu doarme conector, să nu știi ce machiaj. Hai de... La, 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 la. Eu, vara, nu.